La subpunctul B ni se cere să arătăm că E, elementul neutru, este 1. Evident, mă folosesc de această informație, nu-l aflu pe E și ajung la rezultatul 1, ci arăt că el este 1. Deci, E egal cu 1, elementul neutru, dacă și numai dacă. X compus cu 1 egal cu 1 compus cu X egal cu X, oricare ar fi X în R. Iau separat, calculez X compus cu 1 și voi ajunge la rezultatul X. X compus cu 1, în legea mea, X ori 1 plus 2 la X minus 2 pe lângă 2 la 1 minus 2 egal cu X plus 2 la X minus 2 ori 2 minus 2, 0, egal cu X. Apoi iau pe dos, 1 compus cu X. 1 ori X plus 2 la 1 minus 2, 2 la X minus 2 și obțin X plus, paranteza asta este de această dată 0, ori 2 la X minus 2, egal cu X. Din relația 1 și 2, aici evident putem să și specificăm oricare ar fi X în R, oricare X în R, prin urmare, din cele două, elementul neutru este 1. Haideți să ne mutăm la subpunctul C.